Atleta Andreea Chivoiu este campioană națională la alergare montană pe distanță lungă. Aceasta s-a impus într-un timp de 4 ore și 2 minute în cursa de 36 de kilometri, desfășurată sâmbătă 24 septembrie la Câmpul Lung Moldovenesc. După titlul de campioană mondială la senioare pe distanța de 10 km pe șosea, titlul obținut în 2021, Andreea Chivoiu câștigă titlul de campioană națională în cursele de alergare montană. Atleta cu dublă legitimare CSM Târgu Jiu CS Pandurii este antrenată de Ion Bură și Ionuț Dragoș Bură. Titlul obținut o ambiționează pe atleta gorjană să se antreneze din ce în ce mai mult. Citez: "Acest titlu înseamnă foarte mult pentru mine. Mă ambiționează să muncesc și mai mult și ca de fiecare dată îmi dă curaj pentru viitoarele concursuri. Cel mai mult îmi place cursa pe șosea. Nu pot spune că am o probă favorită, dar din fiecare probă învăț câte ceva." A declarat atleta Andreea Chivoiu. Primăria municipiului Târgu Jiu are în plan să amenajeze un centru pentru colectarea deșeurilor voluminoase. Terenul intravilan este situat în cartierul Bârsești pe o suprafață de 13.822 de metri pătrați. Platforma pentru colectarea deșeurilor va fi prevăzută cu următoarele dotări: container de tip baracă pentru administrație supraveghere, container tip baracă frigorific pentru cadavre de animale mici de casă, pisici, câini, păsări. Un container tip baracă pentru colectarea de deșeuri periculoase, vopsele sau diluanți, medicamente expirate, baterii. 3 containere prevăzute cu presă pentru colectarea deșeurilor de hârtie, carton, plastic, respectiv textile. 3 containere închise și acoperite tip walk-in pentru colectarea deșeurilor electrice, electronice, a celor de uz casnic și a celor din mobilier din lemn. 2 containere de tip skip deschise pentru deșeuri de sticlă geam, respectiv sticle și recipiente. 3 containere deschise înalte de tip e-roll pentru anvelope, deșeuri metalice, deșeuri de curte, grădină. 3 containere deschise pentru deșeuri din construcții moloz. Separator de hidrocarburi pentru toată platforma carosabilă. 2 scări mobile metalice pentru descărcarea deșeurilor în containerele deschise înalte, tâlpi de iluminat și camere de supraveghere. Odată cu înființarea noului centru de colectare, autoritățile speră să fie diminuate depozitările ilegale de gunoi. Pentru realizarea proiectului se va accesa finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliență, valoarea totală fiind de 4 milioane de lei. Acesta a fost InfoPlusul de astăzi. Zi frumoasă să aveți! Domina Imobiliare. O nouă imagine. Vinzi, cumperi sau închiriezi, Domina Imobiliare te sprijină. Domina Imobiliare. Inovare în imobiliare. Yo, what's up? Baby, let's go! A film produced by Inspire Pictures. Accesează mertecom.ro. Produse profesionale pentru curățenie și igienă. La noi găsești o gamă diversificată. Comanda acum! Alege produsul dorit, adaugă-l în coș și plasează comanda. Livrarea produselor se face în 24 de ore. Îți mulțumim! Accesează mertecom.ro. Salon Cochet Clinic Târgu Jiu. Oferă cele mai bune servicii de epilare definitivă, manicură, dar și pedicură la prețuri accesibile. Scapă de părul nedorit, grija epilării, dar și de iritații cu ajutorul procedurii de epilare definitivă. Rezultatele sunt garantate. Sună la 0353 418 425 și programează-te. Salon Cochet Clinic.
promovează-te online. Direct și sigur, creăm strategia potrivită business-ului tău. 1 plus TV, plusul tău de imagine. This station is now the ultimate power in the universe.